De ce să cumpărați de la magazin tot felul de biscuiți când puteți să pregătiți în casă o rețetă rapidă și foarte sănătoasă de biscuiți sărați, fără gluten și bogați în fibre? Aceștia sunt crocanți, foarte gustoși și au doar câteva ingrediente. Prima dată am pus într-un bol ingredientele uscate: 100 de grame de făină de ovăz, 100 de grame de semințe și puțină sare. Am adăugat și ingredientele lichide: 100 de grame de apă și 30 de grame de ulei de măsline. Le-am amestecat bine până a rezultat un aluat mai moale și puțin lipicios. Am întins aluatul între două hârtii de copt cât mai subțire. Am așezat aluatul în tavă și l-am tăiat sub formă de pătrate. L-am băgat la cuptor pentru aproximativ 25 de minute la 170 de grade Celsius.